seara! Vă mulțumim din nou că sunteți alături de noi în această locație care de suflet pentru mine, evident. Vă mulțumesc din suflet. Sunt aici toți prietenii și prietenele mele, toate colegele mele, profesori, preoți, scriitori, artiști și pictori. Vă mulțumesc din suflet încă o dată. Ne-am adunat aici ca să ne bucurăm împreună unul de altul, să ne bucurăm de ceea ce putem să facem noi, să ne bucurăm de bucuria pe care o oferim celorlalți. Pentru că, așa cum am zis, suntem în sală pictori la început de drum, pictori renumiți, scriitori, scriitori de versuri, scriitori de proză, oameni de bine, oameni care fac bine celorlalți. Și pentru asta ne bucurăm și vă oferim și dumneavoastră bucurie în această seară. În această seară am hotărât, adică ne-am gândit să fie o seară de toamnă. Pentru acest lucru ne-am pus câteva tablouri cu toamna, dar fiindcă toamna este cea care vine după vară, mai avem și păsări din timpul verii, mai avem și flori din timpul verii, pe care vă rugăm să le admirați. Vreau să vă citesc câteva rânduri scrise de un domn care este aici în sală, Nicolae Ciobanu. Este un domn extraordinar de rafinat, este un domn critic, dar un domn care iubește tot ceea ce este frumos. Haideți să vă citesc numai două cuvinte despre toamnă, pe care le-a scris dumnealui. Mi s-au părut extraordinare. Toamna. O vezi cum ostenită de rod, precum lehuzele, își leapădă în hambare, coșare, galantare și cămări, beciuri, poduri, toți pruncii din natură-i în două, trei sezoane, prin amor concepuți. O vezi, o pictoriță nebună de culoare, înveșmântând natura în volute arc-osiel. O vezi, dansând bezmetic prin frunzele dispersate în pale de vântoase ce ne zâmbesc. Nu ne zâmbesc, am greșit, nu știu ce am scris. Ne aruncă hainele încoace și încolo, asta vrea să spună. O vezi cum fără jenă, prin brume, burnițe și ploi, aduce toată... frumusețea la noi. Și totuși, dintre toate tus patru anotimpuri, surori, singura care pare mai aproape, mai dragă și mai frumoasă, rămâne toamna. Aș vrea să-l aplaudăm pe domnul Nicolae Ciobanu. Acum să vorbim un pic de muzică, pentru că ne-am adunat aici și vrem să vă oferim, la început de seară, un pic de muzică pe care o să ne o cânte cu drag Inghe și profesorul dumneaei de suflet. Dumnealor, sunt aici pentru noi și o să ne facă să ne bucurăm că sunt aici pentru noi. Inghe este o domnișoară deosebită pe care nu o cunosc de multă vreme, dar pentru ea timpul parcă stă în loc. Pentru ea timpul este mult mai lung decât pentru noi toți ceilalți. Pentru ce? Ea pictează, ea cântă, ea aleargă, ea merge cu bicicleta, ea merge cu canoia, este șeful plăieșilor de la Târgu Neamț. O groază de lucruri face acest copil minunat. Scrie poezii. Ei, dar în seara asta nu mai va cânta. Vă rog! Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Thank you.
superbă muzică, superbă interpretare, care ne face să ne gândim la trecut, la prezent și la viitor. Pentru că, așa cum spune un mare învățat, nu există numai trecut, prezent și viitor, ci există un prezent al trecutului, un prezent al prezentului și un prezent al viitorului. Bucurați-vă de aceste momente minunate! Și acum să trecem la subiect, la tema întâlnirii noastre din această seară, vernisajul expoziției noastre. Îl rog pe domnul profesor Cristian Bistriceanu să ne prezinte pe noi sau să ne spună câteva cuvinte. Poftiți! Mulțumesc! Bună seara și bine ați venit la Seistri Art Gallery în această seară. Într-adevăr, după cum spunea și doamna doctor Ganea, o prezență numeroasă, foarte mulți prieteni și cunoscuți, dar putem să spunem fără falsă modestie că deja ne-am obișnuit să avem o audiență numeroasă. La Seistri Art Gallery ne aflăm cu grupa de pictură a Școlii Populare de Arte pentru a doua oară. Este a doua expoziție în acest spațiu. Astfel, expozantele din această seară sunt absolvente, unele absolvente și unele cursante încă ale Școlii Populare de Artă, la grupa de pictură și artă decorativă aflată sub îndrumarea mea. Am să fac mea culpa pentru expoziția precedentă, când am uitat un aspect important, deși dumneavoastră le cunoașteți pe fiecare în parte, am uitat să le nominalizez, dar o să-mi repar greșeala în această seară și o să le citesc numele, deși le cunosc, prefer să citesc ca să nu omit pe cineva. Așa, deci în această seară, nu în ordine alfabetică sau în ordinea vechimii, la Școala Populară de Arte, expun Ileana Crăciun, Ecaterina Ganea, Ana Ivanov, Luminița Mamina, Cristina Mihai, Sânziana Muraru, Margareta Neculai și Simona Paraschiv. Iar ca invitați din exteriorul, de fapt și din interior, doamna Sulfinița Aileni, care a fost absolventă a Școlii Populare de Artă, și o prietenă de-a doamnei Ganea, doamna Lucica Ciuraru, și un cunoscut artizan al urbei, Cristian Petrescu. Doamnele aici de față nu sunt la prima inițiativă, după cum am spus, de acest gen. Activitatea lor expozițională este susținută. La Biblioteca Județeană au fost mai multe expoziții în anii anteriori, iar vara aceasta au făcut parte sau alăturat și s-au integrat unei inițiative a unui ONG, Alea Artiștilor, și au fost prezente acolo în weekend cu lucrări. Acțiunea și gestul de a expune este un act de curaj, de maturitate, dar și de asumare. Și de ce spun asumare? Pentru că atunci când ești public cu ceea ce faci, cu produsele tale artistice, cumva te vulnerabilizezi, pentru că îți asumi și criticile pe care le primești, și criticile uneori sunt avizate și constructive, dar pot fi și răutăcioase sau din invidie, pentru că pot să fac o mărturisire, făcând de ceva timp parte din lumea artistică. Artiștii sunt și ei oameni, au neputințele lor, frustrările lor și uneori dau dovadă de invidie sau răutate față de colegii de breaslă. Și chiar cumva absolvenții școlilor populare de artă totdeauna au fost puși în umbră și etichetați de către artiștii profesioniști drept amatori, ceea ce mie mi se pare o formulare greșită și dezagreabilă. Practic este o atitudine neprofesionistă din partea artiștilor profesioniști să considere astfel. Pentru că fiecare are locul său sub soare, fiecare poate crea și reda frumosul și este loc pentru toată lumea, evident.
Eu nu pot decât să le felicit pe doamnele care expun și să le asigur de susținerea mea pe care au avut-o de fapt de fiecare dată și să le doresc cât mai multe expoziții în continuare. De asemenea, voiam să spun la început, dar am uitat, avem de-a face cu o expoziție, între ghilimele, a tinerelor talente. Este o formulare pe care o folosim noi în cadrul grupei, doamna Ana Ivanov. Bine, este vorba de o autoironie ludică aici, cumva, dar eu aș găsi altă conotație. Când avem de-a face cu un talent tânăr, ne putem referi că este un talent neșlefuit, poate imatur sau în curs de șlefuire, dar eu aș accentua pe aspectul de talent. Un talent tânăr este în primul rând un talent viu, care încă mai are multe de, nu este un talent plafonat, care încă mai are multe de descoperit și multe de experimentat. Și asta ne demonstrează expoziția din această seară, că doamnele și-au luat rolul în serios. Până la urmă, pentru dumnealor este un hobby, având, provenind din medii diferite, având profesii diferite, este o activitate de hobby, dar pe care au reușit să o ducă la nivel de performanță. Și ne demonstrează acest aspect tocmai prin faptul că au abordat tehnici de lucru diferite și genuri diferite. Nu intru în detalii tehnice, dar se vede, expoziția are de toate, are și acorelă și pastel și pictură de șevalet în ulei sau acrilice, iar genuri, peisaj, portret și natură statică. Vă felicit o dată și vă asigur de susținerea mea în continuare. Mulțumim din suflet! Puțin emoționată. Ca și ce prezentatorul de altfel. Avem emoții. Din cauza muzicii. Da, pentru că ne-am emoționat muzica. Aș vrea să invit la câteva cuvinte pe doamnele pictorițe, care pot să spună câteva de ceva despre arta lor. Vreți? Este cineva care vrea să spună ceva? Sunt Diana, te rog. La microfon. Bună seara! Pentru mine este o onoare să fiu alături de colegele mele. Consider că sunt la masterat. Toate expozițiile făcute alături de dânsele sunt deosebite, fiecare aducându-și aportul prin arta care se reflectă în tablouri. Cu mare drag am participat de fiecare dată și pentru mine, începând cu luna noiembrie, începe sezonul expozițiilor. Cu drag o să ne vedem și în luna decembrie. În luna decembrie voi avea și eu expoziția mea personală, care o am de 5 ani, și expoziția alături de colegele mele, care sunt deosebite. Le felicit și vă mulțumim că ați fost alături de noi de fiecare dată. Dintre expozanți, mai vrea cineva să mai spună un cuvânt? Nu? Atunci o să-mi permit să invit, dacă noi nu avem nimic de spus despre arta noastră, să invit un cunoscător fin, un om rafinat, să ne spună câteva cuvinte despre lucrările noastre. Domnul Nicolae Ciobanu, vă rugăm să veniți un pic lângă noi. Cât de fin sau nefin sunt. Sunteți. De vorbit, nu am vorbit de foarte mult timp în public, așa că îmi cer iertare pentru eventuale bâlbâieli și alte cele. Vreau să spun că am vizionat expoziția înainte de vernisaj. Nu erau toate tablourile, așa că ultimele două expuse nici văd că nu știu pe unde sunt.
cele venite luni. Sunt aici. Aici sunt. În spatele dumneavoastră. Da. Vreau să spun numai câteva lucruri, să trec în revistă tot ce am văzut. În primul rând, nu-mi place denumirea tehnică de natură moartă. Pentru mine, chiar dacă este pictură, este natură vie. Pentru că, în primul rând, prezintă sufletul acelui om în indiferent ce este, peisaj, portret și așa mai departe. Asta e. Și deci am remarcat o natură vie, o gutuie, o frunză, plus două castane pe fond violet cărămiziu. Și tot același autor mai are o natură, gutui alămii în coajă de dovleac, pe fond turcoaz violet, nu înțeleg rostul a două inimi alternate deasupra gutuilor. O fi. Eu nu i-am înțeles rostul. Doamna Lucica Ciuraru mai are o drumeție dumitriță pe fond maroniu, tânără care poate fi considerată toamnă, deși e tânăr portretul, pe fond întunecat, și mai are niște hortensii în vază verde cu râu auriu cu ușoare tente negre și fond în ape verzi. Doamna Sânziano Muraru are culori tomnatic cubiste, cel puțin asta am observat. Simona Paraschiv ceva care seamănă cu o șarjă. Apoi am observat un portretul unui pelican în cuib într-o deltă tomnatică. Nu știu al cui este autorul. Ana Ivanov. Marga Nicolai are... Margareta Nicolai are o natură statică destul de bogată, pe trei rânduri am scris eu acolo, dar foarte înghesuit, așa că trec. Orhidee în ramă generoasă este acolo în fund, nu știu a cui este. Ce am remarcat în mod deosebit este un peisaj sub ceață toamna, cotărnicit cu un zaplaz pe mijloc, este pe peretele din spate, care poate sugera acest zaplaz o trecere între două lumi, poate lumea artistului și lumea exterioară. O clădire luminată noaptea, un peisaj montan cu narcise galbene, o natură montană iarna,
o lumânare într-o, pe un fond întunecat, am spus, lumina credinței în întunericul. În întunericul. Sunt două nume care m-au frapat, care și-au pus numele înaintea prenumelui. De obicei, un artist sau un scriitor, când se prezintă, își pune prenumele și apoi numele. E vorba de Crăciun Ileana și de Mamina Luminița. Cred eu că lucrul acesta este legat mai mult de un sens profund al familiei decât al persoanei. Așa că totuși să le acceptăm o foarte interesantă reprezentare este o natură statică cu doi covrigi austrieci sau nemțești, două flori care par a fi crizanteme și o halbă frumos decorată în peisaj cu floare de colț. Tot peisaj nemțești. Totul expus într-un tablou de două palme și cu un colorit deosebit. Erau, mai zărisem undeva, o natură statică, natură statică, cutui și tablou. Da? E și acela foarte, foarte, adică ce, tot ce este afișat pe simeze este mai grăitor decât discursul meu un pic dezlănat și voalat, de o voce care nu o duce prea bine de câtva timp. Mă simt onorat că am fost invitat și data viitoare, dacă mă mai invitați, sper să nu mai am tracul din seara asta. Vă mulțumim din suflet! Vă mulțumim, domnule profesor! Dragile mele colege, cred că nu vă așteptați la asemenea remarci din partea unui om care iubește arta, care ne iubește pe noi, care ne cunoaște și prin intermediul lucrărilor noastre, dar și fizic. Și acum urmează un nou moment foarte, foarte liric. O să-l invit pe domnul Liviu Anton să ne recite câteva din versurile sale care exprimă iubirea de oameni, iubirea de frumos și dacă dorește să ne spună câteva cuvinte despre dumnealui, este ok. Dacă nu, poftim. Poftiți lângă noi. Bună seara și bine v-am regăsit pe unul dintre dumneavoastră, vă cunosc. N-am avut timp, că am venit mai târziu să văd expoziția, dar voi avea timp după ce terminăm aici și cu siguranță, din câte am privit, s-a bucurat sufletul de lumină, de culoare, de bucurie, de tot ce e frumos. Și bineînțeles de prezența dumneavoastră în seara aceasta minunată. Am să trec direct să citesc o poezie și
Poezia face parte din volumul Pe are de iubire. Suntem doi autori, eu și o prietenă foarte bună, Alina Marinescu. Ca o icoană chipul tău în mine, e mai frumos ca sfinții în altare. Când te îmbrac în vers și rubine, toți îngerii se adună în catedrale și te iubesc precum un cer de stele. Când mi se face dor de Dumnezeu, lumină mi-ești pe drumul vieții mele și eu altarul sufletului tău. Secundele se sparg în mii de chipuri și fiecare poartă chipul tău. De dorul tău, clepsii dracu nisipuri, te-a adunat pe veci în gândul meu. Ca o icoană, chipul tău din rai, îmi înflorește inima lumină. Ca florile iubite în luna mai, îmi ești iubirea mea, Alina. Mulțumim din suflet că ați fost alături de noi. Vă mai așteptăm, pentru că nu este suficient să ne citiți un singur poem. Dar, de data asta, vă iertăm. Vă mai așteptăm. Și acum vom încheia serata cu un nou moment muzical oferit de Inghe și domnul profesor al dumneaei, pe care, Inghe, te rugăm să ne prezinți și pe profesorul tău. Ce ne vei cânta? Nu mă mai ridic în picioare. Nu e nicio problemă. Sunt onorată să l-am alături pe domnul profesor Blanaru Florentin, care mi-a fost alături mulți ani, încă din clasa a șasea, și sper să-mi fie alături mulți ani de acum înainte. Succes! Aplauze pe spune ce cântăm. Un Tchaikovsky, hai să te ajut eu. Da. Cum se cheamă Inghe, acest Tchaikovsky? Cântec trist. Așa, okay. Cântec trist, unul după aia un pic mai... Vesel. Din da. Parfum de femeie, Porna Cabeța. Și la urmă o piesă braziliană care termină pe un ton optimist. Pasoka. Mulțumim! Thank you.
minunată. Ne-a trezit nostalgii. Așa cum spuneam, prezentul este un prezent al trecutului, un prezent al prezentului și un prezent al viitorului. Vă mulțumesc tuturor pentru această seară minunată. Mulțumim.